Partidul Pro-România se mișcă rapid în organizarea unei structuri stabile. Peste 11.000 de membri au reușit liderii formațiunii să strângă în țară, 300 dintre aceștia fiind din județul Gorj. Am început și la Gorj să ne organizăm. În fiecare joi seara la ora 17.30 avem ședință la sediu din incinta Casă de Cultură, pentru că am încheiat un sediu acolo care 99% e aproape gata. Putem să ne sfârșim activitatea politică, că suntem în jur de vreo 40 de persoane care coordonăm activitatea, nu mai suntem 20 și ceva cum eram până acum, suntem 40 și ceva de persoane și am împărțit județul aproximativ câte două comune la fiecare persoană pentru a identifica persoane noi care se vin alături de noi. La nivel național avem peste 11.000, cred, în momentul de față. Erau undeva înainte de congres, mi-aduc aminte, erau 10.000 și ceva. Dar în ultima perioadă și la Gorj și în alte... Aici la Gorj avem 300 de membri, dar 300 de membri chiar pe bune, adică nu îi avem pe hârtie, oameni care cel puțin o dată am discutat cu ei, ne-am întâlnit, ne dorim ca în perioada următoare să-i chemăm și la sediu, vrem să facem și un carnet de membru pe care să-l mânăm tuturor celor care fac parte din această formațiune politică. Secretarul general Pro-România, deputatul Alin Văcaru, susține că o primă întâlnire importantă în organizația de la Gorj va avea loc în luna decembrie. Atunci, Victor Ponta va sta față în față cu echipa județeană aflată în formare. Domnul Victor Ponta își dorește ca pe 3 decembrie să participe la Târgu Jiu, la o întâlnire cu membrii Pro-România de la Gorj, după care ne vom deplasa la Mehedinți și la Slatina, la fel, să inaugurăm sedii ale organizațiilor locale de acolo, județene. Victor Ponta a mai fost la Gorj și în urmă cu câteva luni, fostul șef al guvernului participând la o acțiune culturală la Novaci.